Тихона, am cumpărat gheozdan, am cumpărat haine și dar mi-a rămas. Cumpărăm caiete, creioane și... Cât va costa gheozdanul? 400. Cum vi se pare prețul ăsta? E ok? După lepile noastre, încă e scump. Ei trebuie să-i pregătim de școală și dăm, îngrămădim vara și la sfârșitul verii noi dăm, trebuie să îmbrăcăm. Dacă ai numai unul, e bine, deci dacă am 5 copii și trebuie să-i îmbrăcăm, acolo trebuie cheltuială și cheltuială. Câți bani pentru 5 copii? Undeva la vreo 40.000 de lei. Da, de obicei cam, pentru că sunt mai mulți producători, mai comodăi și încălțăminte și îmbrăcăminte. Da. Noi avem doi copii și deja am vreo 6.000 de acum le-am cheltuit. Asta fără rechizite, fără numai îmbrăcăminte. De anii precedenți, deci aceeași sumă, 490, 590, 690 în general sunt prețurile. Ce aveți? Pantofi, Oxford, sport, suntem pregătiți. Cena, если это стоило до 2000 lei, сейчас 1000 lei. Вот. Pentru ce vârste? Это от 7 лет до 18 лет эти костюмы. Avem o listă destul de lungă, avem 3 copii și trebuie să-i pregătim pe toți cu școala, grădinița și așa mai departe. Cât puncte are lista? Vai de mine, pe parte și pe alta e plină, dacă vedeți, la momentul actual. Avem creioane colorate, foarfică, clay, stilou, lipici din stick, plastilină, caiet oblic. Tot ce este necesar, costum sportiv, ghiozdan, încălțăminte sportive, totul necesar pentru școală. Și ce buget ați pregătit? În jur de 10.000 de lei. Iată elementarul pe 710, doar câteva rechizite, care este destul de scump.